Spaniolii din regiunea Andaluzia se tem că vor rămâne cu căpșunile neculese pentru că nu mai găsesc muncitori zilieri. Cu toate că oficiul de forță de muncă a anunțat că se caută 10.000 de muncitori zilieri în agricultură, la fermele de căpșuni doar 600 de oameni au depus cereri de angajare. Toate acestea în ciuda faptului că numai într-o regiune sunt înregistrați 9.000 de șomeri, toți proveniți din agricultură. Spaniolii, dar nici românii pe care se bazau, nu mai vor să culeagă căpșuni. La începutul anilor 90, spaniolii din toată Andaluzia mergeau să culeagă căpșunile din Huelva la fiecare campanie de recoltare. Mai târziu ei au avut alte pretenții salariale și, drept urmare, au fost înlocuiți de zilierii din Est, cei mai mulți din România. În prezent nu mai vin nici românii, iar fermierii spanioli se tem că vor rămâne cu recolta pe câmp. Muncitorii români nu mai sunt mulțumiți de banii primiți. Fermierii plătesc salarii cu mult sub acordul în vigoare, conform căruia ziua se plătește între 42 și 44 de euro. Se acuză și anumite practici ilegale, cum ar fi neplata de asigurări sociale și medicale.